Dizolvarea Consiliului Local al Comunei Stănești încă nu este definitivă, a declarat astăzi prefectul Sorin Arjoca. Din acest motiv, consilierii încă se mai pot întruni în cadrul ședințelor în care pot aproba proiecte și lua decizii. Asta până când instanța de judecată va lua o decizie definitivă în ceea ce privește dizolvarea. Acest lucru se va întâmpla, cel mai probabil, în toamna acestui an, după vacanța judecătorilor. Problema dizolvării Consiliului Local al Comunei Stănești încă nu este bătută în cuie. Consilierii încă mai pot ataca decizia cu recurs chiar dacă nu au făcut-o până în momentul de față. În situația în care recursul va fi declarat, atunci completul de judecată se va pronunța în toamna acestui an. Până la o decizie definitivă, Consiliul Local va putea lua hotărâri. Până la hotărârea definitivă a instanței, Consiliul Local poate lua hotărâri, pentru că trebuie să funcționeze, nefiind definitivă, și ne depunem în continuare atribuțiile și sperăm noi cu cât mai multă responsabilitate. Dacă verdictul definitiv va fi de dizolvare a Consiliului Local, comuna va rămâne fără Consiliu până la alegerile din 2016.